Astăzi suntem 26 aprilie 2021. Este vorba despre o hernie de disc în L4, L5 și L5S1. Arată cam așa, imaginea unui remeneu. Pacienta a făcut tratamente cu antiinflamatoare, bineînțeles, fără mare rezultat. Să rămână prenumele dumneavoastră. Da, ați venit cu foarte multe probleme de redoare. Am făcut o procedură, vă rog să vă plimbați. O să vă dau să faceți câteva exerciții. Îmi spuneți cum vă simțiți după prima procedură. Bine, foarte bine. Da, da. Acum, uitați-vă, eu am să vă fac să faceți o mișcare. Puneți piciorul drept aici și flexați în față, așa. Așa. Pentru că vă durea, o să arăt unde, vă durea în zona asta, așa, și în zona asta, mi-a spus, da? Da. Da, flexați, flexați, cu două mâini pe genunchi. Mai aveți vreo durere? Nu. Nu. Și celălalt picior? Așa. Și acum mai facem încă o probă. Un picior înainte și vă aplecați să luați asta. Așa, și celălalt picior. Așa ne aplecăm, înțelegeți? Cu un picior înainte. Cum este? Nu mă dă. Hai, da, să alergăm puțin, pe loc. Simțiți o diferență dintre înainte da. Și acum? Da, da. Despre asta este vorba. Pe cântar avem 74 de kilograme. Cam 5 kilograme o să dați cam într-o lună. Vă doresc succes, dacă binevoiți, bineînțeles. Mulțumesc. Doamne, ajută-ne!